Oh, și ce ne mai place nouă să urăm așa din vorbe. Facem și poezii dacă e nevoie. Doar să nu dăm bani sau să ne pui să facem niște proiecte pentru femei, că atunci ne deranjezi grav de tot. Iată, mi-am adus aminte de o știre de acum 10 ani. Eram în top, tăticul, lider ca FCSB-ul. Cea mai tânără bunică din lume avea atunci doar 23 de ani și era, desigur, din România. La mulți ani, doamnă! Ea a născut la 12 ani, iar fata ei a născut la 11 ani. Au trecut deci de atunci 10 ani. Bă, căutați familia, că poate femeia e străbunică deja, nu? Problema e că situația în România nu s-a îmbunătățit din acest punct de vedere. Noi avem alte treburi, domne, ne luptăm cu nemernicii de asistați, înghețăm salarii, dăm afară oameni. Toate rapoartele și statisticile europene ne dau pe primul loc în continuare la numărul de mame adolescente. Dar nu ne place să vorbim despre treburi de genul ăsta, nu? Adică, sigur, copilele astea-s de vină, domne, că le arde toată ziua de sex. În niciun caz nu e de vină statul ăsta cretin care îi condamnă pe cetățeni la o viață mizerabilă și plină de greutăți prin lipsa accesului la educație de calitate. Nu, fetele-s de vină, zburdă hormoni în ele. România are aproape un sfert dintre mamele minore din întreaga Uniune Europeană. Datele Institutului Național de Statistică pentru anul 2019 arată că aproape 10% din totalul celor care au născut în acel an erau mai mici de 15 ani. Na, cum ziceam, nu ne place nouă să vorbim despre așa ceva, e... Dar știți ce ne place nouă foarte mult? Nouă ne place să strângem bani și să dăm cadouri la educatoare și la învățătoare și la profesoare. Da, tare mult ne place. Ne place la nebunie să umblăm cu niște coșuri, bă, cu niște coșuri cât capul Vasile Blaga, așa, pline cu flori și bomboane și băuturi fine și... umpli cu bani acolo între ele, da, și să le dăm la doamna șefă pe toate. Din banii dați pe cadourile astea cretine pentru cadrele didactice, îmbraci toți copiii săraci dintr-o școală. Da, n-ai ce să... Știm noi câte mame adolescente abandonează școala? Știm pe naiba. Mă rog, noi știm că tot spunem aici, presa scrie, ONG-urile se zbat, dar guvernul știe? Face în privința asta ceva? Face pe naiba, mă, dă o floare. Știm noi câte mame pleacă la muncă în străinătate și își lasă copiii în țară? Știm pe naiba. Oh, ce ai făcut, Dănuț? Ai abordat și tema muncitorilor sezonieri? Oh, abordată rămâne, mă. Bravo, ai făcut o treabă... foarte mare! Oare știm noi, Raluca Turcan, Florin Câțu, câte femei există în mediul rural care au fost casnice, că așa era lumea, sau care lucrau în agricultură? Știm noi din ce trăiesc ele acum? Oare știm câte sunt singure, că le-au murit bărbații și așa mai departe? Știm pe naiba! În timp ce se aflau în fruntea luptei împotriva pandemiei în spitalele și centrele noastre de îngrijire medicală, femeile au fost afectate în mod disproporționat de pandemie, plătind un preț mai mare atât din punct de vedere economic cât și social. Violența domestică și de gen a crescut. A, domn președinte, ce drăguț! Iar v-au băgat țepepiștii internet pe pârtie? Mamă, zici că era egalitatea de gen în România? Puneai bolobucul pe ea, tată. Na. Și a venit pandemia asta și a dat totul peste cap. Nu, tati, dă și matale un ochi în guvernul Câțu. Ia vezi câte femei găsește acolo. Bă, m-am săturat până peste cap de misoginii care ne conduc și care vin de 8 martie să ne spună că, vai, femeile merită mai mult. Sictir, mă, băieți. A, domn președinte, să n-aruncați mesajul ăsta. O să fie valabil și peste 10 ani. Da, îl lași și matale la următorul președinte. Dă și el o bere. Și să nu-i uităm pe mari glumețe ai nației. Da, sereiștii, domne. Frumos? E, cum să nu? Femeile au memorie de elefant și mâinile lungi, așa, da, de maimuțe, că spală vase toată ziua. Nu vă opriți, mă, băieți! Sunt multe stereotipuri de care vă puteți lega astfel încât să fiți niște misogini foarte ieftini. Auziți? Întreb și eu, ăștia din servicii, nu ar trebui cumva să fie inteligenți? Adică nu lucrează ei în intelligence, a? Nu de aici vine? Că ei sunt foarte bătuți în cap, de-aia zic. Dacă le pui vacanța mare, râd ca proștii, fur țara de sub ei, mă. Hei, dar lasă, că dăm o floare și toate acestea se rezolvă. Da, nici nu știți ce putere au la lelele, da, fac minuni.